În perioada 24-26 iulie vă anunțăm că va avea loc cel mai mare eveniment pescăresc din lumea studenților și anume pescăriada studențească. Alături de mine sunt trei dintre cei mai mari antrenori ai concursului și al evenimentului și anume Cristian Mihalcea. Bună ziua! Bună ziua! Da, mersi! Cristi, ce părere ai despre acest fenomen până la urmă, că e un fenomen? Vorbesc la microfon. Cristi, ce părere ai despre acest fenomen care se pare că a ajuns viral în toate căminele studențești și nu numai? În primul rând vreau să te felicit pentru proiectul tău. Mulțumesc frumos! Un succes pe mai departe, să-ți iasă așa cum îți dorești. În primul rând să vezi o evoluție, nu doar cantitativă, ci și calitativă. Sunt onorat că sunt profesor, antrenor, să zicem. În cazul mă scuz că te întrerup, e prima ediție la tine, nu? Da. Da, prima ediție și probabil ați mai discutat acest aspect, o să practicăm clasa 1, adică o să facem un abecedar. Super tare, Cristi, mulțumim! Ștefan, ce părere ai că ești din postura de arbitru la pescăriada studențească? Cum ți se pare evenimentul? Cum ai acceptat invitația? Mă bucură faptul, în primul rând, mulțumesc pentru invitație și îmi pare foarte bine că pescuitul în România, tinerii din România sunt din ce în ce mai promovați. Mulțumim și noi și aș putea spune one man show al acestui eveniment și anume Radu Carbon. Ce părere aveți, domnul Radu, despre pescăriada studențească până la urmă? Măi, mersi de invitație, eu am tendința, știi, ca așa. Mersi de invitație, ce părere să am? Foarte bună, știi că eu am susținut-o de la început. Am făcut și reclamă, am citit într-o noapte întreagă o carte de medicină ca să pot să fac momentul pentru... Deci m-a interesat chestia și am să ajut în continuare și sper că o să fie bine. Iar faptul că mi-ai promis 5 studente... Eminente! Da, de astea, vreau de la medicină. Din păcate, noi oferim de la drept și de la medicină la pachet. Acum n-am întrebat soția ce părere are despre această situație, sperăm să nu fie probleme. Soția, da, ești însurat? Eu nu sunt însurat, da, din câte știu... Soția mea? Exact. Soția mea. Nu o să aibă nicio problemă. Mă bucur atunci. E de față soția, așa că... Am înțeles, să sperăm că nu vede acest videoclip. Deci, ce să vă zicem, 24-26 iulie, țineți aproape Marea Pescăriadă Studențească, alături de Cristian Mihalcea, Ștefan Teodorescu și Radu Carbon și multe alte surprize. Vă așteptăm! Vă salutăm, sunt Daniel Frumosu de la Bucovina Baits și vă așteptăm în standul Bucovina pentru a vedea produsele noastre și pentru a le testa. Avem noua gamă de feeder, produse waftere, pop-up-uri, bile de cârlig. Puteți găsi în standul Bucovina toate noutățile, sunt toți colaboratorii noștri aici pentru informații și pentru a schimba o părere cu aceștia. Avem toate gamele posibile prezente la târg, toată gama noastră de competiție, gama de feeder, waftere, pop-up-uri, pelete. Vă așteptăm în standul Bucovina. Vă mulțumesc! Ne aflăm aici în standul Bucovina, alături de Daniel Frumosu, oficial de astăzi noul antrenor al unei echipe de la pescăriada studențească din perioada 24-26 iulie, cel mai mare eveniment dedicat studenților. Daniel, ce părere ai despre acest eveniment la care ești invitat special? Vă mulțumesc frumos pentru invitație, este un eveniment foarte bun, un eveniment frumos care l-am urmărit cu mare drag când s-a desfășurat data trecută, cred că va fi de mare succes. Mulțumim frumos, dar în primul rând, ce părere are soția ta că vei face echipă cu alte 5 studente timp de 48 de ore? Este în total de acord. Ne bucurăm. Cu mai multe detalii revenim în 24 iulie. Numai bine!